să aveți bucurie sufletelor dragi, să fiți binecuvântați și bunul Dumnezeu să vă dea tuturor celor care astăzi mă așteptați cu drag în casele dumneavoastră, multă sănătate, bucurie, împliniri duhovnicești și reușită în tot ceea ce faceți. După cum citim pe micul ecran, astăzi v-am pregătit o temă interesantă pentru fiecare dintre noi. De ce? Pentru că nu cred că există om pe acest pământ, indiferent de poziția socială pe care o are, cu excepția unora care se cred mai presus de lege și probabil aceștia se simt în momentul în care mă ascultă la această oră, nu cred că există om care să nu fi trecut prin anumite suferințe, să nu fi trecut prin anumite boli sau blocaje emoționale, cum vreți să le numim în termenii moderni, și ne întrebăm oare care a fost cauza sau care, de fapt, la baza a ceea ce s-a întâmplat, care au fost consecințele ce au urmat după perioada aceasta de cădere, pe care, repet, foarte mulți din cei care mă urmăriți poate vă amintiți o perioadă neagră sau poate chiar o trăiți astăzi, o perioadă a suferinței sufletului, a tânguirii celor care sunt bolnavi, pentru că această tânguire sau plâns al suferinței trupului nu numai că te reînbolnăvește, ci creează în jurul ei o energie foarte neagră, sumbră, pe care mulți o purtăm și zilnic ne comportăm ca și cum am trăit într-o ceață la care nu mai vedem lumina soarelui. Ce legătură au blestemele cu bolile zilelor noastre? Este o întrebare la care fiecare telespectator sau credincios ar dori să afle răspunsul. Bolile, iubiții mei, sunt de mai multe feluri. Ele pot fi dobândite prin moștenirea genetică pe care o avem, pentru că sunt oameni care au moștenit genetic anumite boli și aici mă refer, iată, la ceea ce spune știința, că dacă părinții tăi au avut diabet, se moștenește această boală, deși nu este neapărat adevărat această afirmație. Dar eu nu mă refer la bolile care îmbolnăvesc trupul, ci mă refer la cele care îmbolnăvesc sufletul nostru, pentru că mulți dintre cei care astăzi aveți necazuri și suferințe, suferințele au stat la baza îmbolnăvirii dumneavoastră, pentru că un om care suferă, care plânge, care este deprimat și care zilnic se roagă lui Dumnezeu mai mult sau mai puțin și așteaptă o minune, acel om, iubiții mei, este deja într-o relație compromisă atât cu sinele, dar mai ales cu puterea divină. Mă veți întreba cum este posibil ca eu, dacă sufăr sau dacă trec printr-o perioadă dificilă a vieții mele, să am o relație compromisă cu Dumnezeu, când de fapt Dumnezeu este cel care ar trebui să mă ajute. Dumnezeu, prin iubirea sa cea nemărginită, îngăduie de multe ori suferința în viața noastră cu un scop, fie de a ne trezi la realitatea ceea ce trăim, pentru că mulți dintre dumneavoastră, iubiții mei, trăiți o viață care nu vă aparține, trăiți într-o continuă suferință, fie la nivel mental, sufletesc sau psihic sau fizic, pentru că suferințele despre care eu vă vorbesc formează un tot unitar atunci când vorbim de o analiză a unei persoane care se adresează în primul rând medicului psihiatru sau medicului neurolog sau medicului cardiolog
sau așa mai departe, că are o problemă medicală, neglijând de fapt cel mai important element, că orice cauză are un efect și efectul are o cauză, iar pentru a-ți trata suferința trupului trebuie înainte de toate să te întrebi dacă tu, ca om, nu ai o problemă sufletească care te apasă. Nu ai trecut printr-un șoc emoțional care ți-a produs o suferință ce a declanșat o explozie a unei boli incurabile, ca să nu-i dau numele pentru că este de vibrație joasă, sau, de multe ori, ajungem la anumite stări și mă refer la cele de cădere psihică, la depresivi, mă refer acum la cei care sunt în anxietate, care plâng foarte mult și care și-au pierdut elementarul dar și importantul, să zic, duh al bunătății și al încrederii, că Dumnezeu este cel care te lasă să cobori în iad, dar El este cel care te și ridică. Vă voi da, ca să fiu înțeles, un mic exemplu în care doi tineri au copilărit împreună, au crescut, unul a ajuns judecător, iar celălalt a ajuns un mare hoț, un mare golan al vremii. S-a întâmplat ca acel golan, de fapt, care era cel mai bun prieten din copilărie cu judecătorul, să comită o faptă și judecătorul să fie desemnat să-l judece. Toată lumea se întreba cum și ce pedeapsă îi va aplica judecătorul acelui tânăr de care se știa că a copilărit și au fost ca frații când erau mici, și cum va judeca sau cântări judecătorul aplicarea pedepsei pentru faptele pe care acestea le-a făcut. Judecătorul a căutat în lege și i-a dat cea mai mare pedeapsă acelui prieten, adică i-a dat cea mai mare amendă care era posibil atunci, dar tot el, judecătorul, a fost cel care i-a și plătit-o. Așa se întâmplă și în viața noastră. Apelăm la rugăciune și alergăm la biserici și la Dumnezeu atunci când suntem într-o cădere, într-o suferință pe care nu ne-o putem explica, nu înțelegem de unde a apărut în viața noastră și care este de fapt cauza a tot ceea ce s-a produs sau nefericirea, mai bine spus, pe care astăzi mulți dintre dumneavoastră o trăiți, și vă spun aceste cuvinte pentru că le experimentez zilnic de la sutele de telefoane care vin de la dumneavoastră, de la oamenii care trec prin multe încercări și care sunt foarte bolnavi și pe zi ce trece, deși medicina a evoluat atât de mult încât se fac transplanturi de organe, iată, sunt boli pe care aceasta nu le poate trata și la care oamenii consideră că nu există șansă de vindecare. Ca să fiu foarte înțeles și să știți și dumneavoastră, cei care mă urmăriți, există materie și există spirit. Psihologia vine și completează că există rațiune și există zona de emoțional, afectiv. Mulți ne conducem în viață după ceea ce ne dictează raționalul și ignorăm afectivul. Suntem oameni reci, avem o profesie importantă, ne dedicăm acestei profesii și foarte puțin ne îndreptăm atenția spre zona emoțională, care de fapt ne poate contura viața și ne poate ajuta să avem mai mult decât poate să aibă un om de rând: echilibru, liniște, dragoste și iubire, de care v-am vorbit de multe ori și de care vă rog să țineți cont că este important să o aveți în viața voastră dacă vreți să trăiți în armonie, în echilibru cu voi înșivă și cu Universul. Ca paranteză, dacă Dumnezeu n-ar iubi lumea, n-ar veni soarele să încălzească pământul și n-ar apare stelele sau n-ar ieși de fapt această
natură atât de perfectă și atât de frumoasă n-ar fi vizibilă de noi cei care trăim, admirăm, apreciem și nu știm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul pe care ni l-a dat de a putea să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de auzul păsărelelor sau de muzica frumoasă îngerească pe care o cântă copiii atunci când ne colindă sau când îi căutăm pe canalele de YouTube sau la televiziune și prin puritatea sufletului lor transmit emoție. Revin în schimb la oamenii care se pierd. De ce? Pentru că omul, de regulă, atunci când primește o informație pozitivă, se bucură pe moment, dar foarte repede o uită. Atunci când, în schimb, primește o informație negativă, această informație este prelucrată de subconștient și, mai mult decât atât, odată cu această informație, el, de fapt, generează în corpul său un hormon. Și nu vreau să-i spun numele, dar îl cunoașteți și îl simțiți, de fapt, este regăsit în cuvântul tradițional numit frică. Frica de boală, frica de moarte, frica de COVID, frica că mi se poate întâmpla ceva rău, frica de a nu mă căsători că poate dau peste un bețiv sau peste o depravată și așa mai departe, ce face? La nivelul întregii ființe și la nivel celular blochează sistemul de gândire, blochează sistemul de evoluție a oricărei persoane. Și se spune că dacă pe un om îl poți consterna, îi poți introduce frica în sân, ca să nu mai zic în minte, cu acel om deja poți să faci ce dorești și îl poți controla. Aceste, sigur, tehnici ale parapsihologiei nu sunt binevenite în lumea în care trăim. În lumea în care trăim trebuie să existe iubire necondiționată, atenție acest cuvânt, necondiționată. Trebuie să existe armonie și dacă ar fi să mă refer puțin la bolile pe care mulți le avem, să știți că am întâlnit oameni foarte grav bolnavi din lipsa iubirii, a faptului că nu sunt apreciați și aici mă refer la părinți. Sunt mulți părinți care s-au îmbolnăvit din lipsa iubirii fiilor, din lipsa de atenție, din grijile cele multe pe care aceștia le poartă copiilor lor și mai mult decât atât, cupluri care au ajuns la limita destrămării, la limita despărțirii, pentru că a lipsit de fapt ceea ce i-a unit și lipsește în continuare comunicarea non-verbală prin gesturile frumoase ale iubirii. Sigur că astfel de situații multora dintre dumneavoastră nu vă sunt străine. Aveți momente în care vă certați din lucruri de nimic. Aveți momente în care vă puneți întrebarea de ce mie mi se întâmplă toate lucrurile negative. Aveți momente în care, aflând de fapt că sunteți suferinți de o anumită boală, indiferent de natura ei, începând de la leucemie în sus și în jos, știți la ce mă refer? Aceste boli, care pentru unii sunt incurabile, aduc atâta panică și frică la omul care este într-o astfel de situație, încât acest om uită de fapt că înainte de medicina alopată pe care medicii și medicina, sigur, este recunoscut că au anumite capacități și forțe și aparaturi care ne pot influența într-un anumit fel continuarea vieții frumoase fără griji, înainte de toate uită omul că Dumnezeu este cel care poate să-l ridice pe om din neputință, îl poate face pe ultimul țăran împărat și pe cel mai mare împărat îl poate zmeri. Înțelegeți de fapt sensul cuvintelor mele. Ce doresc să spun prin aceste, de fapt, cuvinte?
Pentru că eu vă vorbesc dintr-o experiență și sunt total atipic față de colegii mei preoți care poate vă vorbesc într-un limbaj teologic strict, limitat la o anumită pildă, la o anumită relație pe care au avut-o sfinții cu biserica. Eu sunt puțin mai actual și nu, Doamne ferește, nu vreau ca să mi-o interpretați ca o laudă, dar vin să tratez anumite subiecte la momentul și la timpul potrivit, pentru că nimic nu este întâmplător și veți spune mulți, așa cum îmi spuneți, părinte, Dumnezeu a vrut să deschid televizorul și să vă descoper, să ascult de fapt ceea ce știam, dar n-am înțeles. Și iată cum vin să vă explic că orice problemă pe care dumneavoastră o aveți astăzi, și mă refer la copiii care nu vă ascultă, mă refer la cei care aveți multe, multe pagube, n-aveți spor la bani, n-aveți, cum să vă zic, acel echilibru al unei vieți liniștite, frumoase, conturată într-o armonie, în cuplu. Cei care sunteți singuri și nu vă găsiți perechea sufletului sau tinerii care vor să fie părinți, să-și găsească, de fapt, bucuria în a da naștere unui prunc, toate aceste mici problemuțe și altele mult mai grave care sunt legate de viața personală, de haosul, de supărarea, de bolile care au venit așa pe neașteptate, cer un răspuns. De ce? De ce mi s-a dat mie sau de ce mi se întâmplă mie aceste lucruri? Răspunsul voi încerca să vi-l dau în această emisiune pe care v-aș ruga să îi rugați pe cei dragi ai voștri să caute acest post de televiziune Capital TV și să o asculte, pentru că este hrană pentru suflet și nu numai că este hrană, dar este poate lecție de viață prin care veți afla răspunsurile ascunse ale unor enigme ce stau ascunse în mintea dumneavoastră și vă produc mult nesomn. De ce, m-ar întreba mulți dintre dumneavoastră, părinte, m-am îmbolnăvit? De ce, părinte, m-a lăsat soția sau m-a lăsat soțul? De ce am o anumită vârstă și nu mă pot căsători? De ce sunt bolnav? De ce nu am reușit să îmi împlinesc soarta? Am 45-50 de ani și nu mi-am găsit echilibrul emoțional, iubirea. Am găsit doar parteneri pasageri sau invers, partenere pasagere care m-au iubit până m-au ținut sau invers cardurile, știți la ce mă refer. Se întâmplă astfel de situație, din păcate, pentru că lumea nu mai este așa cum am știut-o și cum o știm noi din copilărie, este total schimbată și multe lucruri iată că se schimbă. De ce, repet această întrebare, ni se întâmplă nouă aceste lucruri? De ce? Pentru că sunt multe familii care poartă blestemul sau blestemul neamului sau blestemul karmic, ca să mă ierte cei care nu suportă acest cuvânt, deși nu este folosit în Biserica Ortodoxă, și îmi cer iertare dacă am supărat pe cineva din confrații care mă ascultă la această oră. Acest blestem al neamului este moștenit și transmis din generație în generație prin ADN-ul nostru. Aș vrea să țineți minte că Dumnezeu este în ADN-ul nostru și acesta este hrănit zilnic prin cuvintele pe care noi le rostim, afirmațiile pe care le facem și, atenție, prin părerea pe care noi o avem despre noi. Atenție, încă o dată, sublinez la acest cuvânt, la cei care sunt orgolioși și au impresia că ei sunt cei care au inventat roata pe pământ. Cunosc astfel de personaje. Eu mă refer la cei care se uită în oglindă și se văd dărâmați și au o părere foarte proastă despre ei. Cei care au astfel de păreri proaste, cei care se văd urâți sau urâte, în cazul domnișoarelor,
au o mare problemă și credeți-mă că problema aceasta este mult mai gravă decât a unui om care este bolnav și care poate să se vindece, să fie vindecat prin puterea minții, prin puterea credinței, a medicinei alopate sau naturiste, pe care o accepți și în care crezi sau nu crezi. Pentru că totul are legătură cu ceea ce crezi tu despre tine, repet, cu excepția celor care se cred buricul pământului, totul are legătură cu ceea ce gândești și ceea ce fabrici în mintea ta și apoi cu ceea ce scoți pe gură, pentru că, atenție, cuvintele sunt ființe vii, am mai spus-o de multe ori, a confirmat acest cuvânt Părintele Arsenie Boca și au confirmat acest lucru mulți oameni ai științei, oameni psihologi, oameni foarte importanți care ne dau repere de viață astăzi și pe care îi cităm în expunerile noastre teologice sau expunerile la catedră pe care profesorii le transmit către studenți sau elevi. Deci, revenind la ceea ce vă spuneam, ai grijă la ceea ce spui. Ce face un om bolnav când are o problemă? Sună bunica, mama, mătușa, fratele sau soțul sau vorbește zilnic despre cât de gravă este problema pe care o are. Această expunere a problemei pe care o are este însoțită de plâns. Nu poți să fii fericit când ești bolnav de leucemie, de cancer. Îmi cer scuze, n-am vrut să folosesc acest cuvânt pentru că este de o vibrație joasă, dar este o realitate, din păcate, pe care mulți o trăiesc. Și nu vorbesc numai de cel fizic, mă refer și de cel sufletesc, pentru că sunt oameni care poartă această boală în suflet și nu și-l pot alina prin suferința pe care o trăiesc. Câtă vreme vorbești zilnic despre această boală, hrănești această boală cu ceea ce transmiți, pentru că universul este receptiv la tot ceea ce spui tu. De ce? Pentru că tu ești copilul universului, ești copilul lui Dumnezeu care te desfășori, te dezvolți, te ridici sau cazi în această creație frumoasă a lui Dumnezeu numită univers. De aceea mulți dintre noi avem tendința de a ne ridica, însă din păcate anturajul pe care noi ni-l formăm și îl alegem este format din oameni care vin și spun: a, cum să crezi așa ceva, este o prostie. Cum să crezi în biserică sau în preoți sau așa mai departe, e o prostie. Și te deturnează de la drumul pe care tu l-ai început ca urcuș spre virtuții, spre bucurie, spre șansa ta de a te vindeca de bolile trupului și a minții. Și vine un astfel de personaj, te dă jos de pe această scară și te ține lângă el în aceeași atmosferă sau aceeași energie pe care o are. Ce legătură au blestemele cu bolile? Blestemul se moștenește, deci ca eu să scap de el trebuie să mă dezleg. Eu trebuie să apelez la ajutorul unor duhovnici, a unor episcopi, a unor oameni care au fost aleși de Dumnezeu. Și vă mai spun că tot ceea ce se întâmplă în viața noastră și faptul că astăzi eu vă vorbesc este voia lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost voia lui, poate mă bloca în trafic, puteam să, Doamne ferește, să n-ajung sau să fie un eveniment, un cutremur sau altceva și astăzi emisiunea aceasta să nu aibă loc. Deci tot ceea ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple, inclusiv să ascultați această emisiune, este cu voia și cu știrea lui. Cu o singură condiție: să nu judeci și să nu comentezi, așa cum mulți au tendința să comenteze, să pună sub semnul întrebării efectul darului sau harului pe care orice om îl are, eu ca preot sau alți preoți, pentru că acum nu vă vorbește omul, persoană fizică, vă vorbește Părintele Emilian în numele harului, darului și a Sfântului Duh. Iar mesajul pe care eu vi-l transmit este mesaj divin,
ca voi cei care astăzi sunteți acolo, în patul suferinței, care sunteți în fața televizorului și ascultați cu atenție ceea ce vă spun, să înțelegeți că nimic nu este imposibil și nimic nu este pierdut. Și voi veni cu câteva exemple clare în care, prin darul și puterea lui Dumnezeu și ajutorul Sfântului Pangrate, s-au întâmplat câteva lucruri extraordinare, pot să spun minuni și miracole, pe care nu le întâlnești la orice pas și la oricine, pentru că ele au legătură cu o altă frecvență, atenție la ce vă spun, a vieții pe care o trăiesc unii oameni total diferit de ceea ce trăim noi în fiecare zi. Și aș vrea să vă întrebați puțin și să vă faceți o analiză a vieții voastre. Ce trăiți voi în fiecare zi? O să-mi răspundeți. Mă trezesc, beau cafeaua, mai sun o prietenă, mai fumez o țigară, mai dau o bârfă, dar sunt un frustrat sau o frustrată, iertați-mă, nu vreau să vă supăr, care nu și-a găsit locul și nu și-l găsește pentru că ar vrea să fie într-o stare de evoluție, dar din păcate nu-i dă voie ceva. Acel ceva care te ține pe loc este moștenire genetică. Și dacă astăzi nu înțeleg tinerele noastre sau doamnele care sunt dornice de pasiuni extravagante și să mă ierte cei care sunt dornici de a fi depravați, de a face schimb de parteneri, ce, că mă simt bine, te simți bine pentru o jumătate de oră sau o oră, dar ai făcut schimb de ADN. În momentul în care ai avut un act intim cu o persoană și dacă acea persoană, femeie sau bărbat, are în moștenirea sa genetică multe probleme, părinți bețivi, bunici care au trecut prin suferințe grele, tu, iubito domnișoară sau doamnă sau domnule, ți-ai preluat în bagajul emoțional niște păcate pe care nu le vei plăti a doua zi. Te vei trezi la un moment dat că ești suferind sau că ai o boală și nu știi de unde ți se trage sau de unde a apărut aceste blocaje emoționale sau financiare în viața de zi cu zi pe care o ai. Știu că mulți nu vor fi de acord cu ceea ce spun, însă vă rog să mă credeți că știu ce vorbesc. Și mă refer la bolile care ne țin la pământ. Se spune că un om sănătos are 1000 de dorințe. Un om bolnav nu are decât una singură. Aș vrea să vă mărturisesc și n-are nimeni cum să mă oprească, pentru că ceea ce spun pot să demonstrez cu persoanele, cu numere de telefon care sunt disponibile să depună mărturie la ceea ce vă spun. Minunile care s-au întâmplat în ultimele 3 săptămâni, și o spun asta nu ca să fac reclamă vreunui sfânt, toți sfinții sunt valoroși înaintea lui Dumnezeu. Toți sfinții au puteri și sunt lucrători pentru fiecare dintre noi, câtă vreme ai credință și crezi că ți este prieten sau este lângă tine. Însă vă pot da exemplul unei femei care pe data de 21 noiembrie, când am avut hramul bisericii, unde cei care poate mă ascultați la această oră vă amintiți că au fost câteva sute de oameni, peste 600. Acea femeie o rețin foarte bine că a venit și a plâns la icoana Maicii Domnului din bisericuța din lemn și la racla cu maștea Sfântului Pangratie ca soțul dânsei să se vindece de o boală incurabilă cu metastaze. Atenție, metastaze, când spui metastaze în corp, mulți dintre medici ar fi sceptici că mai există șanse la o perspectivă. Ar fi sceptici, dar repet, orice informație de acest gen care vă afectează emoțional, vă rog să o tratați ca atare, pentru că noi discutăm. Există șanse pentru fiecare pacient sau suflet să-și găsească rezolvare. Ce este important, să nu te pierzi psihic. Această femeie avea o singură dorință, ca soțul dânsei
să fie bine, pentru că urma o operație foarte grea, o intervenție chirurgicală în care, într-o astfel de stare, mulți dintre medici își pun întrebarea dacă e bine să operezi sau nu un pacient care are astfel de afecțiuni, repet, foarte grave pentru medicina alopată, medicina tradițională. Cu lacrimi s-a rugat și i-am recomandat să citească în ziua în care acest om, soțul ei, s-a născut, de 40 de ori acatistul Sfântului Pangratie sau canonul pe care îl găsiți în această carte, această carte de dezlegări a celor 7 noduri. Să lungă cu un de lemn și de ce de 40 de ori, mă veți întreba? Pentru că cele 40 de rugăciuni au fost făcute diferit în timpul zilei, i-am spus faceți-vă timp, sunt ceasurile de dimineață, ceasurile de amiază, ceasurile de după amiază și ceasurile de noapte, de seară. Ca Sfântul să mijlocească înaintea lui Dumnezeu, la poarta puterilor cerești, să facă o minune cu soțul dumneavoastră. Asta i-am spus. Orice om care ar primi o astfel de îndrumare s-ar conforma și ar face, că până la urmă ce pierzi dacă te rogi și citești acest acatist sau această rugăciune pe care o găsiți în această carte, Dezlegarea celor 7 noduri. Și s-a dus cu icoana Sfântului Pangratie pe care o vedeți pe masă, s-a dus acasă și a povestit soțului, care era foarte consternat de frică și temător de ceea ce va urma, pentru că urma să intre într-o operație foarte gravă din care nu știa dacă se mai trezește sau nu. Vreau să vă spun că depun această mărturie și, repet, gândiți-vă că o fac public, adică în momentul în care faci o mărturie publică la televizor, că nu vorbim aici la o cafea între doi prieteni, înseamnă că te bazezi pe niște documente, pe niște lucruri care sunt reale și care s-au întâmplat și țin de realitatea a ceea ce vă confirm și vă spun. S-a pregătit omul, a sărutat icoana, mi-a spus femeia, și a pus-o în casa, în camera lui. I-am zis să se închine, să se roage, să și-l aleagă pe Sfânt. Și nu numai pe Sfântul Pangratie, pe care îl vedeți, poate n-ați auzit de el. Este un sfânt nu prea cunoscut, deși este sfânt al Bisericii Ortodoxe. Dar nu s-a vorbit mult despre el, pentru că poate nu l-au descoperit anumite persoane care au trecut prin momente grele. Așa cum l-am descoperit eu și cum a ales ca bisericuța Sfânta Maria din Lemn, pe care am ctitorit-o în voluntari, să-i fie casă moaștelor, să-i fie lui locaș unde dumneavoastră, cei care aveți nevoie de ajutor, să puteți veni să vă rugați și să îi cereți Maicii Domnului ajutorul, pentru că ea este patroana bisericii și Sfântului îngăduința de a mijloci. În ziua când s-a dus la operație și era pregătit pentru a-i se face, sigur că s-au făcut niște analize cu câteva ore înainte de a intra în operație, medicii foarte mirați au venit să-i comunice soției, care era săraca, plânsă, aștepta cu emoție ce se întâmplă cu soțul, că nu mai e nevoie de operație. Că metastazele, care de fapt îi provocau dureri și care erau de fapt principalele cauze în evoluția nedorită a unei boli, s-au retras. Și au spus, am întâlnit multe cazuri, dar, Doamnă, ceva s-a întâmplat. Este o minune pe care confirmăm ca medici că poate fi posibilă. Câtă vreme aparatele, ceea ce văd astăzi, nu mai coincide cu analizele pe care el, soțul dumneavoastră, le avea în urmă cu
două luni de zile. Bineînțeles că primul lucru pe care l-a făcut femeia plângând, eram în mașină cu câțiva colegi, a fost acela de a mă suna, de a plânge, de a țipa, să transmit mulțumiri Sfântului și, bineînțeles, să-i mulțumesc din suflet oamenilor care s-au rugat, pentru că știți care este marele avantaj al unei rugăciuni. Este regăsit în rugăciune colectivă. Te poți ruga tu singur, în colțișorul tău, sau te poți ruga la comun, împreună cu ceilalți oameni care sunt acolo pentru diferite probleme, și poți să-i ceri lui Dumnezeu ca pe Domnul sau Doamna de lângă tine, sau invers, ea să-i ceară lui Dumnezeu să te ajute să-ți găsești liniștea sau rezolvarea. În cartea Sacroterapia, pe care tocmai ce ați văzut-o pe micul ecran, vorbesc despre rugăciunile care sunt speciale și care se citesc în anumite momente dificile și grele, și în cartea 135 de cuvinte, de altfel, care este un îndrumare al zilei, pur și simplu îl deschizi și îți spune ce ai de făcut. Însă această minune m-a făcut să îmi întăresc și mai mult convingerea și credința că imposibilul poate fi posibil. Câtă vreme ai reușit, și să țineți minte ce vă spun, să schimbi frecvența gândirii tale. Dacă tu ca om, și mă refer la conducătorii noștri, care poate mă urmăresc și le spun să rămână, îl vezi pe un preot foarte răzvrătit sau neascultător, acel om, din păcate, va deveni așa cum începi să-l vezi și cum îl proiectezi. Dacă tu ca preot îl vezi pe credinciosul care vine la tine să-ți ceară ajutorul, un mare păcătos, acesta va deveni păcătos pentru că l-ai proiectat. Pe micul ecran apare contul bisericii la care apelezi la bunăvoința noastră, cei care doriți să ne ajutați să construim racla Sfântului Pangratie din argint, ca până de buna vestire și până pe data de 26 martie, când ne vom reîntâlni la rugăciune colectivă, să o avem gata. Cine poate să ne ajute? Aș fi profund recunoscător și mulțumesc de pe acum. Va fi trecut în cartea vieții, pentru că a contribuit cu multul sau puținul la a construi o casă Sfântului racla, unde vor veni sute mii de oameni, se vor ruga și vor cere ajutorul. Și revin la ceea ce vă spuneam, că dacă proiectezi în mintea ta și îl vezi pe soțul tău mincinos, acesta, chiar dacă nu este, va deveni mincinos. Dacă o vezi pe soția ta într-un anumit fel, sau pe soțul tău îl vezi foarte gras sau foarte deformat, acesta va deveni deformat. Sau dacă îți vezi copilul tău foarte rău, foarte neascultător, și zilnic emiți aceste energii ale cuvintelor, pentru că atât rugăciunea pe care noi o adresăm către Dumnezeu creează un câmp de energie puternic care anihilează zona de întuneric și de negru pe care o purtăm în viață, asemenea și ceea ce se întâmplă în cuvintele pe care le rostim, mai ales că mulți drăcuiți și spui du-te, păi să știți că acel om chiar se duce la necurat. De aceea ai grijă la ce spui, că s-ar putea să se întâmple, sau ai grijă de ce ți-e teamă, că s-ar putea să trăiești. Ori, ceea ce vă rog și vă îndemn, să nu mai priviți oamenii cu suspiciune. A vrut să mă păcălească. Ăla e scroc. Ăla este nu știu cum. Ăla este, pentru că noi avem acest talent de a cataloga persoanele sau de a le judeca trecutul sau prezentul. Nu e nimeni perfect. De aceea Sfânta Scriptură susține ceea ce vă spun. Nu căuta să vezi paiul din ochiul fratelui câtă vreme în ochiul tău e bârnă. Lasă-l pe Dumnezeu să judece. Lasă-l pe Dumnezeu să îl pedepsească, dacă e cazul să o facă, sau să-l răsplătească, dacă
va fi necesar pentru răul sau binele pe care acest om ți l-a făcut, pentru că mi-amintesc de ceea ce spunea Maica Tereza, că oamenii nu se întâlnesc degeaba. Ori îl ajuți, ori te ajută. Și acest cuvânt al acelei femei sfinte a rămas în memoria multor oameni care atunci când s-au întâlnit au spus: da, întâlnirea noastră este una providențială pentru că mi-a schimbat modul de gândire, mi-a schimbat modul de a aprecia sau interpreta anumite lucruri, pentru că până mai ieri sau până astăzi gândeam foarte negativ, credeam că tot ce se întâmplă rău mi se întâmplă doar mie. Și vă spun acelora că nu e bine să gândiți așa. De azi înainte, râdeți, bucurați-vă. Chiar astăzi vorbeam în cuvântul meu de învățătură. O să spună mulți: păi cum să râd? Cum să mă bucur? Cum să cânt? Că e post. Este un post al bucuriei. Bucurați-vă și vă veseliți, spune Hristos. În fericirile pe care le auziți în fiecare sfântă liturghie. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata fiecăruia dintre noi va fi în ceruri, însă veselia și bucuria să nu fie interpretată cu înecatul în alcool, în obositul de atâta fumat sau în păcatele pe care le-ai făcut, că nu mai știi de unde să scoți cămașa. Și Doamne, câți oameni își trăiesc viața atât de complicat și o compromit. Bărbați care au două amante, soție, amantă, o minte pe soția că pleacă la muncă, vine înapoi, minte că a întârziat, o minte pe amantă că nu e acasă soția și multe alte lucruri, sau viceversa. Și stau și mă întreb: Doamne, acești oameni probabil au prea mult timp liber sau n-au gânduri și griji încât își permit să ajungă să facă astfel de păcate pe care le vor plăti, țineți minte ce vă spun, până la ultima lacrimă. Revin la puterea Sfântului pe care cu dragoste vi-l trimit în casele dumneavoastră. Este Sfântul care a făcut minuni și face în fiecare zi. Îmi scrieți oameni, dumneavoastră, de când am Sfântul în casă. Nu mă mai cer cu soția, cu copiii. Copilul care nu mă băga în seamă de astăzi mă ascultă. În cărticica Sfântului scrie cine mă va avea în casa lui. Bucuria, dragostea și iubirea vor lua locul întristării. Iar în aceste cărți, în cartea de acatiste, unde există unde lemnul sfințit pe care îl puteți folosi dându-vă pe mâini în semnul crucii pentru a vă găsi pace interioară și protecția de, știți, mulți de oache așa din senin. Toate acestea sunt îndrumări și, repet, nu le analizați prin prisma materiei. Cu cât vei fi mai zgârcit cu sufletul tău, cu atât și universul va fi mai zgârcit cu tine. Știți de ce? Pentru că dacă tu nu-ți prețuiești darul pe care ți l-a dat Dumnezeu, n-ai cum să ai pretenția ca cei de lângă tine sau universul să te prețuiască. Și revin la blesteme. Pentru a scăpa de blesteme, iubiții mei, pentru a scăpa de boli, aveți nevoie de rugăciuni pe care mulți dintre părinții duhovnici le știu, poate alții nu le știu și nu vreau să-i supăr. Dar eu cu mare drag vă aștept, mai ales că ziua de mâine, adică ziua de astăzi, pentru cei care ne veți urmări în reluare la ora 8 de dimineață, este dedicată oamenilor bolnavi și cei care sunteți în suferință, care aveți anumite boli, care aveți anumite suferințe, anumite probleme ale existențialității, blocaje. Vă aștept cu drag ca să ne rugăm împreună la Sfânta Biserică mâine sau cei care se uită de dimineață azi, unde împreună ne vom ruga Sfântului Pangratie, Maicii Domnului, să vă dezlege de tot răul și toată suferința fizică, a bolii pe care o aveți și a sufletului care vă este ancorat într-o tristețe
la care nu-i găsiți răspunsul. Iubiții mei, invitația pe care eu vă fac este din dragoste. Mulți poate au această tendință de a judeca sau de a comenta sau de a bârfi. Îi rog pe aceștia să se gândească că au depus un jurământ al iubirii. Îi rog pe cei care n-au legătură cu lumea noastră și care sunt oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și pe sfinți să se roage și să se unească în rugăciune, pentru că dacă ai 1000 de icoane în casă și mai adaugi una pe Sfântul Pangratie, în numele lui Iisus Hristos vă spun și a puterii sale divine că binecuvântarea, bucuria, dragostea și iubirea vor intra în casa voastră. Spuneți amin. I-am auzit pe mulți dintre dumneavoastră spunând amin. De ce vă spun că îndemnul pe care eu vi-l dau, iubiții mei, este dar al bucuriei? Mă întrebați mulți și mulți care sunați: vai, dar cât costă? Iubiții mei, nu e vorba de cost. A întrebat cineva cât costă o biserică să stea deschisă, să ardă policandru, să aibă căldură unde dumneavoastră intrați să vă fie bine? A întrebat oare cineva vreodată cât costă să întreții acel edificiu, personalul care este acolo, care trebuie să măture, să primească, nu, te primește în curățenie biserica, cu brațele deschise? Nimeni nu s-a gândit la aceste detalii care sunt esențiale pentru ca dumneavoastră, cei care veniți să vă rugați și să vă închinați, să străiți într-o armonie a curățeniei, a frumosului. Și de aceea aș vrea să înțelegeți că prin jertfă, cu cât va fi jertfa mai mare ca să obții ceva, o icoană veche, nouă, cu cât vei plăti mai mult, să țineți minte ce vă învață astăzi Părintele, că este o lecție, cu atât valoarea darului pe care vi l-ați făcut va fi mai lucrătoare. Și să nu uitați de pilda văduvei care ultimii ei bănuți, 2 bănuți, i-a pus pe tavă și i-a dat jertfei lui Hristos. Cine face această jertfă pentru acest mare sfânt făcător de minuni, și susțin lucrul ăsta și depun mărturie, nu eu, și încă câteva sute de oameni care au trăit acest experiment. Cine va avea în casă acest sfânt, cărțile, darurile, bucuriei, ce doriți dumneavoastră ca daruri, vor simți bucuria despre care eu vă vorbesc și îmi vor mulțumi cu recunoștință. Aș închide cuvântul din această emisiune cu o rugăciune pe care vreau să o facem împreună, să ne rugăm împreună ca energia ei, puterea ei să vă vindece sufletele de suferință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să spuneți după mine: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, cine izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiți binecuvântați, dragii mei, vă aștept cu drag la Bisericuța din Lemn, Sfânta Maria din Voluntari. Așa să salutați: fiți binecuvântați, Doamne ajută!